Bună seara! Aș fi crezut că după 22 de ani de presă o să am mai puține emoții, dar se pare că m-am înșelat. Fiind în fața unei săli în care sunt atât de multe nume importante, mă simt de parcă aș fi un suporter care a sărit gardul și a intrat pe teren ca să fure prin planul adevăratelor vedete și mă aștept ca dintr-un moment într-altul să năvălească niște stewards pe scenă și să mă pună la pământ, așa că o să încerc să vorbesc foarte repede înainte să cheme cineva paza. Bun, Studiul Românii și Sportul, comandat, a se citit și finanțat în totalitate de Gazeta Sporturilor, s-a născut din curiozitatea redacției și din nevoia noastră de a înțelege mai bine publicul și nevoile lui. Ceea ce a ieșit este probabil cel mai complex sondaj de opinie făcut pe sport, asta datorită publicului țintă, a metodologiei și a reputației celor implicați în proces. Gazeta a lucrat cu GFK, una dintre cele mai mari companii de cercetare de piață din lume, cu 85 de ani de experiență în știința datelor, iar studiul principal s-a desfășurat pe publicul masculin, dar avem și un eșantion mai mic de public feminin. Am încercat practic să replicăm într-un fel proporțiile din audiența gazetei. În seara asta vom povesti despre rezultatele sondajului făcut pe un eșantion de 1000 de bărbați, între 14 și 65 de ani, care sunt interesați de sport și se declară suporterii unei echipe de fotbal. Așadar, audiența a fost foarte țintită, iar studiul este reprezentativ la nivel național pentru populația urbană și cea rurală. Pe scurt, încredere și relevanță la nivel maxim. În următoarele zile, în Gazeta Sporturilor și pe gsp.ro vom publica multe dintre concluziile acestui studiu. Pentru seara asta am ales doar câteva dintre ele. De exemplu, am descoperit că aproape 70% dintre bărbații pasionați de sport caută pe internet informații despre sport cel puțin o dată pe săptămână, iar unul din trei, adică fix 33%, este chiar foarte activ căutând pe internet zilnic să fie la curent cu ultimele noutăți. Asta înseamnă un interes foarte ridicat, chiar dacă uneori ni se pare că popularitatea sportului este în scădere pentru că nu vedem stadioanele pline sau sălile pline de fiecare dată. Oamenii sunt acolo, pe telefoane, în fața laptopurilor, în fața televizoarelor, căutând informații despre sport și stând cu ochii pe sportivi. Am mai aflat că 29,3% dintre fanii sportului pariază măcar o dată pe săptămână. Practic, pariurile au devenit parte din experiența lor legată de sport. Îngrijorător pare a fi însă faptul că 37% dintre bărbați nu fac sport absolut deloc, nici măcar o dată pe lună. Și aici vorbim despre bărbații care se declară pasionați de sport. Probabil că procentul ar fi mult mai mare dacă ne-am raporta la întreaga populație. Am vrut să aflăm apoi sporturile preferate ale românilor. Am descoperit fără surprindere că fotbalul este lider absolut, urmat de tenis și de handbal. Avem aici un top 10, Formula 1 poate surprinzător de bine clasată, box, basket, atletism, rugby, alte sporturi de contact și volei. Așa închidem top 10. Trecem la problemele sportului românesc. Știu că nu vă așteptați, dar da, există și așa ceva. Aflăm că aproape 2/3 dintre fani cred că sportul românesc merge, din păcate, într-o direcție greșită, iar 70% dintre cei pasionați de sport cred că bugetul alocat sportului, sub 1% din PIB, ca să fiu mai exact 0,048% din PIB, este mult prea mic. Care sunt cele mai mari probleme ale sportului în viziunea celor pasionați de acest domeniu? Găsim aici lipsa infrastructurii, absența investițiilor statului, incapacitatea de a promova sportul în rândul copiilor, lipsa managerilor competenți și a antrenorilor pricepuți. Îl avem în sală pe domnul Ionuț Stroie, pe ministrul tineretului și sportului, părea un pic mai zâmbitor înainte să vadă cifrele de aici. Da, exact asta era ideea. Bănuim, sperăm că aceste cifre vă vor fi de folos dumneavoastră, ministerului sau statului în general, pentru a face o strategie de dezvoltare mai potrivită și pentru a asigura o finanțare mai bună a sportului de masă și a celui de performanță, evident. Cine este sportivul român pe care îl apreciați cel mai mult? A fost o altă întrebare importantă din sondajul nostru. Pe primul loc, aproape 50% dintre voturi, îl găsim pe Gică Hagi. Probabil scorul foarte bun este rezultatul unei combinații între meritele sale din timpul carierei de fotbalist și insistența cu care și-a impus acum modelul de investiții la copii și juniori. Rezultatele excelente din ultimii ani au urcat-o pe Simona Halep pe locul 2 în preferințele românilor pasionați de sport, iar Nadia Comăneci completează podiumul. Iată și un top 10. Imediat după Nadia Comăneci avem pe Mircea Lucescu, Ivan Pațaichin, Helmut Ducadam, Cristina Neagu, Ilie Năstase, Leonardo Roftei și Ion Țiriac.
Este interesant că ierarhia se schimbă în sondajul despre care vă povesteam, cel făcut pe publicul feminin. Acolo lider este Simona Halep cu 34%, urmată de Nadia cu 28% și de Gică Hagi cu 16%, iar topul este completat de Cristina Neagu, Mircea Lucescu și Gabi Savu. Intrăm acum în fotbal, mai întâi pentru a afla cu ce cluburi din străinătate țin românii. Primele trei locuri sunt ocupate de Barcelona, Real Madrid și Juventus. Iată și clasamentul extins. După Juve avem Liverpool, Bayern München, Manchester United, Chelsea, AC Milan, Atletico Madrid și City. Dominația Barcelonei cred că nu este surprinzătoare, dar e interesant de notat cum AC Milan rezistă în preferințe chiar dacă a adunat doar două titluri în ultimii 20 de ani sau cum Manchester City a prins topul înaintea unor branduri importante, să spunem, cum ar fi Inter Milano sau Arsenal sau Borussia Dortmund. Să trecem și la marile orgolii interne. Ce echipe din România au cei mai mulți suporteri? Probabil aici vor apărea controverse, discuții, dar amintesc faptul că avem un sondaj reprezentativ la nivel național pentru publicul masculin, bărbați pasionați de sport și suporteri declarați, sondaj făcut de o companie cu o reputație solidă în cercetarea de piață. Deci, cu cine țin românii? Pe primul loc detașat este FCSB cu aproape 41%, urmează Dinamo cu 14%, iar Craiova completează podiumul. Iată cum arată clasamentul extins. Imediat lângă podium vine CFR Cluj, apoi sunt Steaua și Rapid la egalitate, după care urmează 5-6 echipe destul de apropiate ca procente. Ce ar fi de remarcat aici? Poate faptul că echipele din Liga 1, care au probleme de identitate, au în acest moment de 7-8 ori mai mulți suporteri declarați decât cluburile cu care se ceartă pe istorie și pe palmares. Mă refer evident la FCSB versus Clubul Sportiv al Armatei Steaua și CSU versus FCU Craiova. Ar mai fi de remarcat scorul foarte bun la care a ajuns CFR Cluj, contrazicând o declarație recentă a lui Dan Petrescu. CFR nu e o echipă iubită, spunea Dan în urmă câteva zile. Iată că aceste procente îl contrazic. Și încă un detaliu care poate ar merita notat, faptul că viitorul lui Gică Hagi a ajuns la un nivel de simpatie superior unor cluburi de tradiție din orașe importante, cu Cluj, FC Argeș, Poli Timișoara, UTA. Cam asta a fost. Se pare că am reușit să termin prezentarea fără vreo intervenție din partea stewardzilor. De acum provocarea este să scăpăm și fără procese cu domnul Talpan. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim!